Bine ați revenit! Săptămâna trecută v-am arătat că unghiul de aruncare pentru care se obține pentru o viteză dată bătaia maximă este unghiul de 45 de grade. Și v-am spus că în cazul tunurilor care pot imprima viteze foarte mari proiectilelor, tunuri care pot trage la distanțe foarte mari de 10 de kilometri, bătaia maximă se obține pentru unghiuri mai mari. Să revedem întrebarea. Dacă vorbim despre artileria grea, despre tunuri moderne, foarte puternice, care au bătaia de 10 de kilometri, lucrurile nu stau așa. Bătaia maximă se obține pentru unghiuri mai mari, de 50 și ceva de grade, 60 și ceva de grade și pentru tunurile foarte puternice, până la unghiuri în jur de 70 de grade. Și în general, cu cât o piesă de artilerie imprimă o viteză mai mare proiectilelor, cu atât este mai mare și unghiul pentru bătaia maximă. Iar întrebarea pentru săptămâna viitoare este: de ce pentru viteze foarte mari de aruncare bătaia maximă se obține nu la 45 de grade, ci la unghiuri mai mari? Ce traiectorie va avea proiectilul unui tun și care va fi bătaia? Sunt întrebări ale căror răspunsuri depind de foarte mulți factori. Cei mai importanti sunt, evident, viteza inițială și unghiul de lansare, de tragere, dar mai sunt multe lucruri care contează, cum ar fi forma proiectilului, densitatea lui, ce alte mișcări mai face proiectilul în timpul zborului și altele. Cred că v-am dat acum un indiciu, deoarece în cazul ideal, densitatea, masa și forma nu contează. Și asta pentru că în cazul ideal neglijăm frecarea cu aerul. Formulele care ne arată că bătaia maximă se obține pentru unghiul de 45 de grade, care au fost deduse în videoclipul Aruncări, găsiți linkul în descriere, presupun că asupra obiectului aruncat nu acționează alte forțe în afară de greutate. Dar aici, pe pământ, toate obiectele aruncate se mișcă prin aer, ceea ce înseamnă că vom avea forțe de frecare. Înainte de a da răspunsul la întrebare, să vedem de ce în cazul real densitatea, masa și forma proiectilului contează. Un corp în mișcare are o formă de energie care se numește energie cinetică. Ea se calculează cu această formulă în care M reprezintă masa corpului care se mișcă, iar V viteza lui. Și pentru că există forțe de frecare, proiectilul trebuie să efecteze lucru mecanic pentru a învinge aceste forțe de frecare. Iar lucrul mecanic pe care îl efectuează îi micșorează energia cinetică. Și după cum vedeți, energia cinetică depinde nu doar de viteză, ci și de masă. Să presupunem două proiectile de aceeași dimensiune și formă, dar unul cu densitatea mai mare, lansate cu aceeași viteză, viteză inițială. Pentru că au aceeași formă și dimensiune, forțele de frecare care acționează asupra lor vor fi aceleași. Dar proiectilul cu densitatea mai mare are și masa mai mare, deci și energie cinetică mai multă, de aceea el poate efectua mai mult lucru mecanic contra forțelor de frecare, ceea ce înseamnă că poate să ajungă mai departe. Și acum să presupunem două proiectile de aceeași masă, dar de dimensiuni și forme diferite, lansate din nou cu aceeași viteză inițială. În acest caz, cele două proiectile vor avea aceeași energie cinetică la lansare, dar forțele de frecare care acționează asupra lor vor fi diferite, pentru că forțele de frecare depind atât de forma cât și de dimensiunile proiectilului. De aceea, în cazul proiectilului asupra căruia acționează forțe mai mari, va fi folosită mai multă energie cinetică pentru învingerea forțelor de frecare, iar proiectilul nu va ajunge atât de departe cât poate să ajungă celălalt. Dacă Pământul n-ar avea atmosferă, unghiul la care un tun
ar obține bătaia maximă, ar fi cel de 45 de grade, indiferent de viteza cu care poate lansa proiectilul și indiferent de forma și masa proiectilului. Aici trebuie să fac o paranteză. Vorbesc despre viteze de lansare care duc la o bătaie de câteva zeci de kilometri, hai să spunem câteva sute de kilometri, dar nu mai mult. Pentru că la viteze și mai mari, lucrurile se schimbă, pentru că începe să conteze și faptul că Pământul e rotund și de asemenea faptul că greutatea proiectilului scade odată cu înălțimea. Deci răspunsul la întrebarea noastră are legătură cu forțele de frecare cu aerul. Dar aceste forțe depind de densitatea aerului, care la rândul ei depinde de presiunea aerului. Iar în atmosfera terestră, presiunea nu este aceeași peste tot, deci nici densitatea. Cu cât urcăm, cu cât ajungem la altitudini mai mari, pentru că presiunea se face tot mai mică și densitatea aerului se face tot mai mică, ceea ce înseamnă că și forțele de frecare cu aerul se fac tot mai mici pe măsură ce ajungem la altitudini tot mai înalte. Avioanele țin cont de acest lucru și zboară la altitudini de 9-10 km, chiar dacă nu trebuie să zboare peste munți. Zborul la 2-3 km altitudine ar duce la un consum mult mai mare de combustibil, deoarece forța de frecare cu aerul ar fi mult mai mare. În cazul primului avion supersonic de pasageri, Concorde, care zbura cu viteză de croazieră de peste 2100 de km pe oră, frecarea cu aerul era atât de puternică încât pereții exteriori se încălzeau, deși zbura la altitudini de 15 până la 18 km. Aici puteți vedea un grafic al variației presiunii aerului cu înălțimea și pentru aceeași temperatură, densitatea este proporțională cu presiunea. După cum vedeți, cam pe la 6 km înălțime, presiunea scade la jumătate din presiunea la nivelul mării. Și dacă vorbim despre aceeași temperatură, înseamnă că și densitatea aerului este doar jumătate din densitatea la nivelul mării. Iar la 10 km altitudine, presiunea este abia un sfert din cea de la nivelul mării. Acum putem să discutăm despre întrebarea noastră. Când lansăm un proiectil cu viteză foarte mare, forța de frecare este și ea foarte mare în păturile inferioare ale atmosferei, acolo unde densitatea aerului este mare, dar scade pe măsură ce ne ridicăm, pe măsură ce ajungem la altitudini mai mari. Și când ajungem la altitudini de peste 10-15 km, forța de frecare cu aerul devine aproape neglijabilă chiar și la viteze foarte mari. De aceea, proiectilul trebuie să scape cât mai repede din părțile inferioare ale atmosferei. Acesta este motivul pentru care trebuie lansat proiectilul sub un unghi mai mare de 45 de grade. În acest fel, el ajunge foarte sus, la 10, 20, 30 de kilometri, unde forța de frecare cu aerul este mult mai mică decât în păturile inferioare ale atmosferei. Și acest lucru face ca proiectilul să-și folosească mai puțin din energia cinetică pentru a învinge forțele de frecare, rămânându-i mai multă pentru a se deplasa, ceea ce înseamnă că va ajunge mai departe. Dacă ținem seama de frecarea cu aerul, forma traiectoriei nu mai este cea de parabolă, ci o formă asimetrică, așa cum vedeți în acest desen. Traiectoria desenată cu albastru este cea ideală, adică în cazul în care nu există frecări, iar cea roșie este traiectoria reală pentru același unghi de lansare și aceeași viteză inițială, dar în cazul în care avem frecare. Concluzia. Pentru cazul în care frecarea este neglijabilă, unghiul pentru ca la o viteză dată proiectilul să ajungă cât mai departe este de 45 de grade.
Dar în cazul tunurilor foarte puternice, care pot trage zeci de kilometri și chiar la peste 100 de kilometri, unghiul care asigură bătaia maximă este mai mare de 45 de grade, pentru că proiectilul trebuie să iasă cât mai repede din păturile dense ale atmosferei. Însă valoarea exactă a unghiului care dă bătaie maximă depinde și de alți factori, cum ar fi forma și densitatea proiectilului, de aceea e foarte greu de calculat pentru fiecare caz practic care este unghiul care asigură bătaia maximă. În filmul Superman, acesta urmărește în zbor o rachetă cu încărcătură nucleară, o ajunge și prinzându-se de ea, îi schimbă direcția, făcând-o să se îndepărteze de Pământ. Și în acest fel, el salvează milioane de oameni care ar fi murit din cauza exploziei nucleare. Vă rog să vi-l imaginați pe Superman și racheta, cam așa cum ne arată acest desen. El este lipit de rachetă, cu mâinile pe rachetă, în spațiul cosmic, așa cum vedeți în desen. Apoi, el începe să o rotească, să o împingă cu mâinile, în așa fel încât îi schimbă traiectoria, făcând-o să nu mai ajungă unde vor cei răi care au lansat-o. Să presupunem că Superman are suficientă forță pentru a schimba traiectoria rachetei. Deci nu vorbim despre o imposibilitate legată de forță sau de putere. El dispune de forța necesară, ba chiar să presupunem, de ce nu, că el poate dezvolta o forță chiar mult mai mare decât motoarele rachetei. Și întrebarea este, poate Superman să schimbe în acest fel traiectoria rachetei? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Succes în găsirea răspunsului pe săptămâna viitoare!